Tu ai trecut prin pierderea unui copil? Eu veneam din Moldova, unde la fiecare zgârietură alergai la medic. În Irlanda nu. Povestește ce s-a întâmplat cu mama ta. Faptul că ajungi în spitalul oncologic este un verdict. Stați ca niște oi acasă și ajungeți aici când deja este prea târziu. Medicii pur și simplu așa nu te primeau că trebuie să ai un extras cu trei ștampile, una numai decât să fie cu trei unghi. Mama ta cade. Efectiv pe holul spitalului și nimeni nu se apropie să te întrebe cu ce te pot ajuta. Putem spune că ai adus o noțiune nouă în Republica Moldova, o profesie nouă. Care este diferența dintre coach și psiholog? Psihologul este persoana care poate să pa și trata trecutul tău. Coachul niciodată nu te scufunde în trecut, pentru că trecutul nu poate fi influențat. Doar când te ierți pe tine, poți să ierți și pe ceilalți, să accepti, să accepti așa cum sunt ei. Larisa Cepoi este invitata a interviului Fără Protocol de astăzi. Tu ai o istorie de viață destul de complexă, să zicem așa, pe care puțin o știu. Tu ai trecut prin pierderea unui copil, ai pierdut mama și ai divorțat la o anumită etapă a vieții. Cum ai reușit să găsești forțe? să depășești toate aceste etape și acum să fie o motivație pentru alte persoane în problemele lor. A fost un întreg proces. Din fiecare pierdere am învățat ce câștig și iau cu mine mai departe pentru că am pierdut un copil când eu încă eram practic un copil. La 21 de ani, fiind departe de casă, plecând de fapt sănătoasă, să nasc un copil și într-o, nu știu, clipă, o hemoragie, o abrupție placentară, îți poate spulbera orice speranță care a bătut în cele tău nouă luni? Dar... Tu erai atunci cu soțul în Irlanda. Exact. Deci, cumva, Irlanda m-a maturizat înainte de timp, pentru că colegii mei erau la facultate, se distrau, iar eu deja eram pregătită pentru o viață de familie și cu un copil uh, gata, gata să se nască. Deci, voi v-ați dorit? Uh, absolut, 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 ne-am dorit, am așteptat, uh, am savurat din perioada asta în care. Uh, tu ești însărcinată și într-o țară civilizată oamenii au grijă. A fost surprinzător pentru mine pentru că eu veneam din Moldova unde la fiecare zgârietură alergai la medic sau cel puțin aveai acces, indiferent cum era el. În Irlanda nu. În Irlanda sistemul este în așa fel în care te face pe tine să gestionezi un pic la nivel de imunitate lucrurile, chiar dacă e o înțepătură de, de gândac. Și apoi dacă e mai grav. E și bine, e și rău. Pentru că am simțit ambele uh, părți. Dar, iarăși, niște lecții pe care mi le-am asumat. Cum a decurs uh, sarcina ta? Foarte bine. Nicio problemă de sănătate. Uh, un copil sănătos. Controalele, toate care erau de rutină, se făceau. În 2008, pe 3 uh, martie, eu m-am pornit să nasc. S-a început procesul de naștere. Fără contracții scurgerele apelor și eu am mers dimineața pe 3 martie, mi-am și acum era o zi atât de întunecată afară, ziceai că era un noiembrie târziu și a început să ningă. Ceea ce în Irlanda pot să vezi patru anotimpuri timpuri în timp de o zi și ploaie și soare și ninsoare. Eu am mers acolo, medicii foarte amabili mi-au zis că eu sunt ok, nu este pornit procesul de naștere, protocolul spitalului spune că dacă timp de 24 de ore nu se încep contracțiile naturale, Să revin la ei. Deci, practic, ei mi-au dat un verde de a merge acasă. S-a și făcut. Am mers acasă. Fără ca să mă gândesc la careva pericole, dar ce ar putea sau să întreb. Deci am mers pe încrederea medicilor care m-au asigurat că te mergi acasă 24 de ore și revii. Eu nu am reușit să mă instalez bine în cameră. Că am pornit o hemoragie foarte mare, foarte, foarte mare. Deci eu am pierdut foarte mult sânge. Eu nu am apucat să cer ajutor fiind în baie, dar nici atunci nu realizam că e risc de pierdere. Eu la un moment dat am simțit cum burta mea s-a lăsat în jos și s-a început a învineții. Dar iarăși eu eram pornită, mama, care se duce să nască un copil sănătos, pentru că timp de 9 luni eu am fost asigurată că totul este bine. Până a venit ambulanța, până noi am ajuns la spital. În Irlanda este un lucru, ambulanța are banda ei și ajunge foarte rapid la spital, însă ei nu îți acordă ție ajutorul pe care ar trebui. Ei mă întrebau pe mine dacă eu am sângerat mult, eu încercam să le explic, de ce ar însemna mult. Eu am ajuns la spital, eu am fost luată în camera de primire și eu am mai fost ținut acolo vreo 40 de minute pentru că uh, ei au chemat studenții să examineze uh, cazul meu. La ultrasonografie, eu doar presupuneam, pentru că fostul meu soț în acel moment era în hol alături de sora mea și cumnatul meu, dar nimeni nu-ți oferă nimic informații. Deci a fost dusă pacienta pentru un control și eu doar auzeam din discuțiile lor că vedeți, bătăile inimii sunt foarte scăzute la copil. Vedeți, nu știu ce, nu știu cum, când la un moment dat eu aud că vine cineva din sala de operație și zice urgent, copila asta trebuie dusă de urgență într-o cezăreană. Deci asta s-a întâmplat în lift în câteva minute, să semnesc că sunt de acord cu cezareană de urgență, eu nu știu când m-am trezit și cum m-am trezit, că eu m-am trezit la un moment dat în care un medic, o doamnă foarte plăcută, s-a apropiat de mine și zice, Mie mi pare foarte rău. În 11 ani de activitate, este prima dată când eu nu spun congratulation, dar spun, Mie mi îmi pare rău, copilul a decedat. Și ei au încercat, deci după cezăreana de urgență, după naștere, 13 minute doar a trăit copilul. Deci 13 minute ei au, începa, au încercat să-i ca să trăiască. Durere, dureros, într-un șoc total. Deci, tu, ești tu aveai 21 de ani. Eu aveam 21 de ani. Abrupție placentară. Tu înțelegeai ce înseamnă atunci explicația medicilor? Eu nici nu știu ce era mai important pentru mine atunci să înțeleg ce spun ei sau să-mi dau întrebarea de ce eu, de ce mie dintr-o mie de femei. Mie mi s-a memorizat un lucru, atitudinea oamenilor și în momentele în care femeia care vine să nască pierde. Deci o atitudine de nota 10. Noi vorbim de o pierdere, noi vorbim de durere, dar medicii au fost atât de aproape de durerea mea, chiar dacă pentru ei ăsta este un proces de lucru. Spitalul a avut grijă de orice detaliu. De la uh, ședințele cu mama și cu părinții, ca să aibă grijă să nu uh, deviem noi psihoemoțional, până la uh, procesul de îngropare a copilului. Deci, de toate, de to și eu cred că în acel moment, acum, după ani, comparând cu alte pierderi pe care eu le-am avut, acest moment a fost unul care mi-a dat mie niște lecții pe care eu pot să le duc mai departe și am perceput cumva pierderea, proces din viață, dar unul care uh, nu te poate închide și nu te poate lăsa să înnoți în trecutul sumbru pe care l-ai avut. Dar cât de mult a contat asta pentru starea ta psihoemoțională? Foarte mult. Faptul că ei au preluat funeraliile și că au oferit și susținere uh, psihologică atunci. Foarte mult, enorm, pentru că eu nu am simțit-o aici, fiind mult mai matură, la 10 ani distanță, atunci când am pierdut-o pe mama. Și aveam deja o imunitate în mine la acest capitol, dar tot slabă am fost să fac față situației. Am observat în ultima perioadă un trend foarte bun pentru țara noastră. Tot mai multă lume are curaj să lanseze o afacere. Eu cred că sunt oportunități bune de a dezvolta afaceri acasă și astfel nu doar să avem un trai decent, dar și să oferim locuri de muncă și altor concetățeni. Dar cei care au lansat o afacere, mare sau mică, știu cât de important este să ai un contabil bun. Or, anume contabilul este cel care te ajută nu doar să-ți menții afacerea în ordine, dar și te poate consulta cum să o dezvolți. Daily Contabilitate este compania care vrea să schimbe percepția despre contabilitatea la distanță. Aceasta permite afacerilor să reducă semnificativ cheltuielile pentru contabilitate. Astfel, costurile pentru un întreg departament de contabilitate se reduc. Compania achită doar prețul stipulat în contractul de deservire contabilă. Un manager care opiază pentru serviciile unei companii de contabilitate la distanță își economisește și timpul pe care l-ar consuma pentru căutarea, intervievarea și angajarea contabilului propriu. De exemplu, la la daily Contabilitate găsești specialiști cu experiență în mai multe domenii, deoarece activitatea se desfășoară în cadrul unui grup. Astfel este posibilă rezolvarea celor mai dificile și neobișnuite situații. Datorită serviciilor contabile de la distanță, mai economisești și banii pe care ar trebui să investești în softuri specializate. Iar pe lângă serviciile propriu zise, Daily Contabilitate oferă și sfaturi cum poți reduce cheltuielile și dezvolta afacerea. Consultanții companiei au experiență diversă datorită colaborării cu mai multe afaceri concomitent. Pă click pe linkul din descrierea acestui video, intră pe pagina web dailycont.md sau o sună la numărul afișat pe ecran și primește o reducere de 50% pentru primele 3 luni de contract. Încredințează-ți afacerea celor mai buni în domeniu. Tu ai revenit peste 5 ani în Republica Moldova, dar după acea pierdere, tu ai ai rămas de nou însărcinată și s-a născut Damian, feciorul tău de care te bucuri acum cu primul tău soț. Așa este Ce s-a întâmplat, ce n-a mers Pentru că înțeleg până la urmă și Damian a avut o problemă de sănătate Și medicii îți dădeau e, pronosticuri nu foarte pozitive E o enigmă cumva Atunci când am pierdut-o pe Andreea Eu mă amintesc stăteam la geamul uh, spitalului Și toată lumea mă suna Și uh, își manifestau cumva grija față de noi Și eu ziceam uh, da, vă mulțumesc, dar am așa o doză de încredere în mine că foarte curând noi o să mai avem un copil și eu foarte mult mi-am dorit. Pe de altă parte, veneau uh, uh, ideile din Republica Moldova că după cezarian pauza trebuie să fie pentru conceperea unui copil de șase ani pentru ca uterul să se refacă. Uh, unde să aștept eu șase ani? Despre ce vorbim noi? Nu. Și atunci am întrebat părerea medicilor din Irlanda și ei mi-au zis foarte clar: uh, Anatomic, șase luni, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și după 18, 11 luni, uh, eu l-am conceput și l-am născut pe Damian. A fost, Damian s-a născut în 2009. A fost un copil așteptat. La naștere, Damian a luat uh, scorul Abgar 10, ceea ce este foarte bine. Deci, asta arată că e un, un copil sănătos. Eu am mers împlinită, fericită de data asta cu un copil în brațe. Viu, sănătos, acasă și am continuat să-l cresc și să-i dau tot ce am mai bun, poate într-o doză dublă decât uh, aș fi oferit dacă era primul. Ca să observ pe parcurs Comparând cu nepotul meu, că noi trăiam în aceeași casă, fiind ei la două luni diferență, că lucrurile nu stau chiar așa. Deci, Damian nu prea avea echilibru de care ar fi trebuit să-l aibă un copil la uh, vârsta de 9 luni, de 10 luni. Aparent, la uh, nivel fizic, totul era bine, intelectual la fel. Motoric erau unele lucruri pe care eu le sesizam că nu mergem pas cu dezvoltarea. Și atunci eu m-am adresat la medic, dar ei mi-au zis, stai liniștit, totul este bine, e un proces de dezvoltare, fiecare copil este individual, deși eu urmărind fiecare pas, îmi dădeam seama că nu este ok. Deci el nu are echilibru care trebuie să-l aibă, el nu poate să facă unele lucruri pe care ar trebui să le facă la 9, 10, 11 luni. Și atunci eu am înțeles după atâtea vizite la medici acolo că lor le este mai ușor să integreze Copiii chiar dacă ajung să aibă o dizabilitate motorică sau uh, psihică sau oricare ar fi ea, prin acces, mol, uh, instrumente, cărucioare, decât să ofere, uh, uite, kinetoterapia asta pe care o avem noi, sau lucru cu specialistul, sau hipismul, sau un notul, nu știu, un proces mai lent la ei. Tot în acea vară, mama mea a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ea nu mi-a spus mie, dar sora mea deja era acasă. Și pentru că eu intenționam să vin să fac lumină ce se întâmplă cu Damian, pur și simplu într-o zi mi-am luat copilul, mi-am făcut valizele și am revenit în țară. Ei, și după 5 ani, bun venit acasă. Eu 5 ani nu am fost în Republica Moldova. Evident, eu am început să întreb din prietenii care au copii, care sunt medicii specialiști, unde să ajung. Și din a doua zi, eu am început a merge pe la ortopiezi și evident eu mă așteptam să fiu primită cu acea atitudine de la care am plecat, în care medicii zâmbesc, în care medicii acordă primă ajutor și mamei și ulterior copilului pentru că o mamă sănătoasă poate transmite emoțional inclusiv recuperarea fizică dacă este cazul copilului și nu a fost așa să fie, eu am rămas pur și simplu șocată în care prietenii mei îmi recomandă niște medici ortopezi top din țară și în care eu ajung la ei și ei îmi spui, draga mea, să te rogi mult la Dumnezeu ca să poată mea să meargă copilul tău. Stați un pic, cum adică? Dar ce se întâmplă? Dar ce are? Dar ce pot să fac eu? Dar care sunt cauzile că s-a ajuns? Nici o explicație. Deci tot ceea ce îi interesa în acel moment era, de ce ai revenit din Irlanda? Ce ai pierdut în Moldova? Ce-ți trebuie aici? Tu revii de acolo. Sau am avut replici de genul uh, da, nu ți pare că în Irlanda plătești 60 de euro per consultație, dar aici doar 60 de lei? Ar trebui să... Eu eram o copilă cu un copil pierdut care la un an de zile încă nu mergea, care eu eram pus într-o situație uh, în care eu nu știu ce să fac și de unde să mă pornesc, dar voi o vă pasă decât plăteam eu pe consultații într-o altă țară. Eu eram cu mama și ea bolnavă alături Deci o, o perioadă în care Eu am crezut că Moldova o să mă întâmpine Pe mine altfel <laughs> Dar am înțeles că Eu trebuie să iau o atitudine Dar până la urmă care a fost problema? Ce s-a întâmplat? Ce uh, uh, avea Damian? Uh, până la urmă eu Am văzut că Medicii nu mi dau mii pronosticuri Sănătoase ei se mirau de ce el vorbește, de ce el reacționează și zice că are un an, pentru că el ar trebui să fie retardat și mental. Pentru că uh, diagnoza lui a fost uh, uh, paralizie uh, cerebrală uh, cu accent pe partea dreaptă. Și atunci eu am zis, cum? De ce pot să fac? Deci nimeni nu mi-a spus mie. Ce poți să faci tu ca să ușurezi sau să ajungi la un rezultat? Toată lumea striga în gura mare: Acest copil nu va merge. Și eu, pur și simplu, ieșeam plânj, plângând din, din cabinetul medicilor. Mama era cu cancerul după ea, dar înțelegea că, în acel moment, eu și Damian, sunt cei care contează cel mai mult. Eu atunci nu înțelegeam cine-și ce contează. Nu eram spărat pe țară, nu eram spărat că am revenit, eram atât de confuză încât, la un moment dat, prin parc, mergând, văzând copii la terenul de joacă care își chiopătează sau care pur și simplu au o problemă fizică sau o provocare, mă apropiam dorind de părinți și întrebam. Spuneți-mi, vă rog, da, ce procese de recuperare fizică ați făcut copiii dumneavoastră? Și uite, așa eu am aflat de centrele de recuperare din Republica Moldova, care sunt susținute o parte din ele de stat, o parte de ele de ONG-urile de peste hotare și au specialiști pregătiți peste hotare și au minci și toate instrumentele ca să faciliteze procesul de recuperare fizică. Eu am cunoscut oameni minunați care prima dată i-am văzut acolo și ei mi-au văzut și mi-au zis Vin mi coace, copilul ăsta o să meargă, o să lerge și o să joace fotbal. Damian, vină la mine! Hai să facem exerciții! Și uite, săptămână de săptămână eu făceam turul cu el la centrele din Republica Moldova. Și la un moment dat m-am întrebat, dar ce se întâmplă cu mamele de prinsate? care nu au parcuri și nu au de cine să întrebe sau nu au curajul, țintuiesc în scaun cu rotile copiii? Și eu am făcut multă kinetoterapie cu el, eu am făcut hipiz în not și la patru ani noi am făcut o intervenție cu lazerul la tendoane. Și asta l-a ajutat pe el să nu mai calce în vârful degetelor cu piciorul stâng, drept, dar să calce cu toată, dreapta, cu toată talpa. Acum Damian merge pe bicicletă, acum Damian joacă fotbal, acum Damian este un copil care își creează imunitate să lupte cu stereotipurile și cu uh, ranchiunea asta care poate să mai apară la teren de joacă sau în curte sau uh, la școală. De ce își căpătezi? De ce e cu tine? Hai mai repede, de ce nu poți? De ce mergi ca o babă? Ce se întâmplă? Lucruri auzite de copii înțeleg că tot acest proces de recuperare și tot ce s-a întâmplat cu Damian și faptul că tu ai mers la diferite centre și ce s-a întâmplat aici cu mama ta a făcut ca să clacheze prima ta căsnicie. Ce s-a întâmplat? Cum ai divorțat și care a fost motivul? Um, sunt momente în viață în care tu simți că vrei să faci lucrurile altfel și atunci când ești într-o relație evident că ți-ai vrea să se alinieze. Dacă eu cresc Poate e un punct ca să crește alături de mine. Dacă eu fac un lucru, hai să vezi ce te-ar interesa pe tine să faci și tu. Și uh, au fost pe parcursul uh, mai multor luni, nu pot să zic că s-a întâmplat asta brusc, uh, dar eu am simțit că eu nu mai pot uh, trage niște lucruri într-o relație, și atunci când nu funcționează, e bine să ne așezăm, să comunicăm și să vedem putem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm, sau pur și simplu ne bucurăm de lucrurile clădite împreună și ne căutăm fiecare de drumul nostru. Nu a fost ușor, au fost tentative de a ne împăca, de a rămâne în continuare o familie, dar până la urmă n-a funcționat. Și atunci eu am zis, eu nu vreau să fie femeia care uh, zice, aveți un copil împreună uh, decedat, aveți altul care la moment are provocări în dezvoltarea lui fizică, taci și rapte. Nu, pentru că eu, știi, eu uh, am ajuns într-un moment în care cred că este foarte important ca cei ce eu investesc în copiii mei sau noi ca și familie, ca și cuplu, să vină cu un mulțumesc de la partenerul de viață a copiilor mei. Și atunci eu am zis, eu vreau ca băiatul meu să se bucure de o relație sănătoasă și să înțeleagă că atunci când lucrurile nu merg, nu mai este divorțul un tabu. Noi îi facem bine până la urmă și eu mie și eu lui oferindu-i posibilitate să facă poate o altă femeie fericită în acel moment. Cui îi trebuie constrângerile astea, cierturi? ca să ce? Să stăm fizic împreună în fața lumii, că suntem bine mersi și ducem recuperarea lui Damian împreună? Nu. Lucrurile nu au funcționat. Eu recunosc că eu am fost cea care am înaintat cererea de divorț. Fostul meu soț a fost cel care m-a curtat încă după și a încercat. Dar eu greu, dar conștient am înțeles că e bine să ne dăm alte șanse în alte relații. Și să rămânem părinții lui Damian, care au o istorie și din care transmit asta. Pentru că Damian foarte bine știe ce este divorțul și cum se întâmplă, și eu foarte mult vorbesc. El ține legătura și cu bunica și cu tata, merge în o specie, mai are o altă soră din căsnicia aia. Deci o relație cumva sănătoasă, atâta cât se poate a fi sănătoasă. Noi cu tine ne-am cunoscut în 2016 la o emisiune TV. Exact. Tu ai venit atunci și ți-ai donat cosița pentru femeile uh, bolnave de cancer care aveau nevoie de perucă. Um, tu atunci ai făcut acest gest în urma experienței pe care ai trăit-o cu mama ta care a decedat de cancer și știai că este extrem de important pentru femei care luptă cu această maladie să poată să aibă o perucă. Povestești ce s-a întâmplat cu mama ta. Iată, a coincis cu procesul de reabilitare al lui Damian. Ea atunci a uitat de ea și problemele ei și s-a ridicat în totalitate ție și nepotului. Cum, cum a fost acea perioadă? În 2010, în iunie, mama a observat că la unul din sânii ei are un ganglion, la palpații, și a mers direct la medic evident, au durat niște proceduri care s-au confirmat că este cancer mamar uh, gradul 2. Deci un grad care poate fi ușor uh, extirpat sânul și atunci prin procedurile medicale uh, recuperarea este una cu succes. Uh, mama nu mi-a spus mie. Peste o lună și jumătate ea trebuia să facă să împlinească 50 de ani. Eu mi-am amintesc că ulterior, după ce am revenit eu în țară și discutam cu ea, ea mi-a povestit că faptul că ajungi în spitalul oncologic este un verdict. Deci pășești în spitalul oncologic și pentru tine asta este moarte. De unde vine mama? Toată lumea vorbește despre cancer ca sentință. Toată lumea vorbește despre cine toată lumea. Hai să-ți povestesc cum s-a întâmplat. Hai mama, povestește. Deci, mama avea un dar aparte de a vorbi, de a comunica, ea se hrănea din asta. Și atunci, când tu te duci femeie cu studii superioare, cu un lucru pe care tu prima dată îl vezi un corp străin, lipit de corpul tău, aștepți o atitudine și o mângâiere de la medic, chiar dacă ea vine sub formă profesională. Mesajul cu care a fost întâmpinat mama după ce i s-a confirmat a fost stați ca niște oi acasă și ajungeți aici când deja este prea târziu crud, dureros. Așa i-a zis medicul Așa de la spitalul oncologic? Așa medicul de la spitalul oncologic. Deci ea zice, eu pur și simplu am început a plânge și m-am urcat într-un microbuz care nici nu ducea spre casă. Și nici nu am mai auzit dacă mi-a spus că există vindecare și care ar fi pașii. Îți dai seama, da? Femeie de 50 de ani în care tu vii și Deja este sentința cumva chiar dacă există recuperare Primești un astfel de răspuns Bun, au trecut 50 de ani, am revenit eu Mama, ce facem? A mai fost evident să facă și alte controle Să se asigure că totuși este așa Da, este asta Ea a refuzat să facă intervenția chirurgicală în acel, în acel moment Care poate ar fi salvat-o A refuzat Iar De ce? Din motiv că uh, îi se va tăia tot sânul și o femeie care trăiește cu doi sâni și care vine dintr-o societate în care nu se anticipează niște lucruri sau nu se pregătește populația, că uite, există, nu este nimic, este un organ, dar ca să uh, anticipezi cumva metastazele, e binevenit. Știi, vorba dulce mult aduce. Uite, cred că această vorbă dulce a unui expert trebuia să fie în acel moment. Mama a refuzat, în schimb a făcut toate chimio, radio. În acel an ea a fost prezentă și s-a ocupat de noi. Damiana a ajuns cu succes să aibă succesele cele care au fost, însă eu o vedeam pe mama cum se stinge. Mama se stingea. Tu înțelegi niște lucruri doar când ești mamă, știi? Și când ești alături de ea. Pentru că ea, dacă eu eram în acel moment departe, le masca. Le masca Protejându-mă să nu sufăr alături de ea. Mama, ce facem, mama, ce facem, mama, ce facem, până s-a ajuns să fie prea târziu. Metastazele s-au dus tot corpul. Mama a început să. Uh, deci, ganglionul cel a început să iasă la suprafață și s-a început chiar hemoragia deschisă. Mama, hai, ce facem, hai, ce facem. Fa oasele sau au subțiat deja deci a ieșit într-o zi să pună pe, pe sfoară niște prosoape și pur și simplu s-a fracturat umărul eu mă duceam cu ea la medici și medicii îmi ziceau îmi pare foarte rău, noi nu mai avem ce facem eu cred că ea înțelegea eu cred că ea vedea, dar ea era atât de puternică în care ea zicea ok, o așteptăm pe, pe sora mea o așteptăm pe mătușa mea, o să sărbătorim împreună 55 de ani, tot o să fie bine, lasă că nu este atât de grav și. Deci, ea de la 50 de ani, până la 55, a luptat cu boala. Da. Asta, formă ultimii, sau ultimii, primii trei ani, cumva, combinația între. Chimio, radio, boom ăsta emoțional în care eu cu Damian trec prin provocările pe care le am, în care eu revenită într-un șoc cultural, în care eu caut și nu găsesc, dar până la urmă găsesc ceea ce îmi trebuie, a ținut-o probabil pe ea trează, trează fiind activă. Din anul 4 s-au început problemele mai evidențiate, au început să doară foarte tare picioarele, ea a început să înțeleagă că metastațiile s-au extins. Ea la un moment dat mi-a spus A, de ce nu m-am operat eu atunci? De ce i-am ascultat? Nu aveam un răspuns pentru că era prea târziu. Și într-o zi venind de la birou și găsind-o cu hemoragie, deci efectiv bluza se pata de sânge de acolo se începea hemoragie deschisă. Eu am mers cu ea la Institutul Oncologic și am bătut. Deci eu am stat vreo două ore sub uh, ușe. Chirurgii care în uh, operații, uh, medicii pur și simplu așa nu te primeau că trebuie să ai un extras cu trei ștampile, una numai decât să fie cu trei unghi și nu știu ce și nu știu cum. Deci foarte greu. Până la un moment dat tu vezi că mama ta cade efectiv pe holul spitalului și nimeni nu se apropie să te întrebe cu ce te pot ajuta. Și eu am intrat la un medic, am deschis ușa, reproșul a fost ce cauți copilă. Haideți să vă spun ce caut, eu pot fi fiu de vârsta copilului dumneavoastră, ajutați-mă, mama mea moare. El s-a uitat pur și simplu la cartelă și a zis, Eu nu am ce opera. Cu așa diagnozie, femeile la țară sunt culcate în ocolul animalelor. Pentru că asta o să înceapă să miroase. Asta spune un medic. Asta spune un medic, știi? Și atunci eu am înțeles cât de important este expertiza pe care o ai într-un domeniu. Să fii pur și simplu un om. Chiar dacă tu nu mai ai ce să faci cu mama mea. Dar ea auzea... De... Nu, mama era în hol, evident. Până ajungeam eu la ea, îmi ștergeam uh, lacrimile. Deci, în acel moment... Eu nu știam ce să fac, Dorin, pentru că dacă eu mă întorc cu ea acasă, S-ar putea până ajunge pe dealul nostru ambulanță, hemoragia aceea să fie fatală. Iar în niște lecții, hai. Ce faci? Cum faci? Ești mamă și ai o mamă care necesită ajutor. Eu pur și simplu am coborât la meu. Sau nu, m-am ridicat. Nu mi-amintesc la ce etaj, la chirurgie. Pentru că mi-am dat seama că poate un chirurg, dacă un mamolog nu, nu m-a putut ajuta, un chirurg m-a ajutat și eu am dat de domnul Gheorghe, eu nu mi-am amintesc acum numele și de doamna Veronica, asistenta. Niște oameni extraordinari, el este, era pe atunci șef de secție și eu pur și simplu i-am zis eu nu pot să mă întorc astăzi acasă cu mama mea, ajutați-mă. internați -o. Ajutați-mă ca ea să fie sub supravegherea dumneavoastră. Mama deja avea picioarele ei mate. Era clar, mâna era în gips. Era clar că omul doar merge pe picioare și dar el are nevoie de ajutor. Indiferența asta care se plimba pe holuri, știi? Dintr-o parte în alta, pe mine m-a făcut să înțeleg că aici, dacă nu urli, nu găsești. Nu găsești nicio ușă deschisă. Noi nu avem cultura dezvoltată de a ne apropia și a întreba pur și simplu, fără a fi cu metra cuiva, cu ce vă pot ajuta? Vă pot ajuta cu ceva? Așteptați pe cineva? Nu! Uite, în acel moment, domnul Gheorghe și doamna Veronica m-au ajutat, au internat-o pe mama, au operat-o, au extirpat sânul. Ei au înțeles foarte bine tot ce iese din punct de vedere medical, dar ei au dat o șansă ei i-au dat o șansă mamei mele pentru că eu seara revenind să o văd intrând în terapie intensivă, mama avea un spirit de om plin. Ea a revenit după anestezie, mă rugat pe mine să o ajut pe colega ei care a fost operată în același timp cu niște lucruri, pentru că ea este din sat și are nevoie. Și eu zic, mama, facem, ajutăm, dar revină-ți un pic din anestezie. Deci avea un sentiment de, asta de grijă, știi, tare dezvoltat. Mama a revenit din terapie în salon, a mai stat internat acolo o săptămână, după care medicii mi-au zis foarte clar, chirurgical ce a fost, noi am extirpat, nu este nici cazul de a face chimio și radio, pentru că asta n-ar ajuta cu nimic. Dar ea era împlinită, I s-a extirpat sânul și zice, Doamne, de ce nu am dat eu peste acești medici cinci ani în urmă? Că lucrurile nu stau atât de rău. Nu este nimic dacă eu mă uit și nu am un pept, absolut nimic. Eu cred că ea înțelegea că este prea târziu, dar ea îmi trimitea niște lecții. Să faci lucrurile atunci când trebuie făcute ca să nu fie prea târziu. Noi am ajuns acasă. Părinții mei trăiesc pe un vârf de deal și la un moment dat mama mă sună și zice eu nu mai pot să respir, am nevoie de ajutor. Ce pot să fac eu? Să solicit serviciile medicale. În acel moment medparcul avea ambulanța mobilă în care medicii veneau cu tine și inclusiv cu aparatul de, de oxigen și te ajutau. Mama nu a putut coborâ scările pe care le-a muncit. Pentru că... Cioarele erau prea edemate, oasele bazinului deja destul de slabe. Medicii de acolo ne-au ajutat, noi am ajuns la MedPark. Doamna medic, zice, pui jur. Eu nu vreau să scurg bani din tine, dar noi nu mai avem ce să facem. Dar atunci tu vorbeai cu mama ta? Ea da, mama vorbea. Absolut. Deci era în săptămâna în care era cu un... o săptămână înainte de ziua ei, deci asta s-a întâmplat. Dar ea a ajuns acolo și zice, eu totul liniște, am zic, mama, uite, vorbesc cu, cu medicul, o să-ți iau o serie de analize, Aici ai toate condițiile, uh, absolut toate, te simți în siguranță, uite, cameră, buton, televizor, uh, surorile medicale vin atunci când este cazul, asistentele la fel. Ah, ea s-a simțit foarte împlinit și zice, Doamne, uite cât e bine, pot respira, pentru că uh, în MedPark, inclusiv în cameră, aerul era unul. Uh, Destul de umidificat, da, și atunci îi permitea ventilarea. exact ventilarea era una, și îi permitea ei să uh, Să respire ușor. Noi o vizitam, eu într-o bună zi în acea săptămână vin și o anunț și zic, mama, eu sunt însărcinată. Uh, nu știu sexul copilului, dar Damian va avea o frate, o, o, o surioară. Ea s-a bucurat foarte mult. Uh, eu simțeam că nu mai pot. Fizic, eu nu mai pot, sora mea era plecată peste hotare pentru că stă în Irlanda, vereșoarele mele la fel plecate, tatăl meu este bărbatul care te susține în suflet, dar nu își poate manifesta emoțiile și așa și le manifestă el prin grijă mai mult fizică decât emoțional. <coughs> și eu la un moment dat am sunat vereșoarele mele de peste hotare și am zis, fetelor, eu am nevoie de ajutor. Eu am nevoie de ajutorul vostru și una dintre verișoarele mele care este asistentă medicală, acum este medic uh, dentist în Grecia, a luat autocarul și a venit. Pentru că ea a trăit peste 10 ani la noi. Mama a fost cea care a crescut-o pe ea și pe sora ei atunci când mătușa mea era plecată în Grecia. Și ea a venit cu drag, ea a stat la căpătâiul mamei în Med Park, în aceeași cameră, toată săptămâna. Sâmbătă mama trebuia să fie externată. Vineri seara sora mea zbura din Irlanda să vină la 55 de ani ai mamei. Mătușa mea din Grecia la fel, pentru că de 1 august noi ne adunam toți la ziua mamei. August este luna care aduce acasă pe cei care sunt plecați. Și pe 31 noaptea, pe 30 noaptea eu primesc un mesaj că de la verșoara mea, că mi se pare că Nana a intrat în comă. Ea fiind în procesul ăsta în, în medicină, și-a dat seama ce se întâmplă. Eu dimineața am alergat repede. Eu am găsit-o pe mama așa, parcă ea mă auzea, ea reacționa, dar dormind, fiind cu mine, dormind, fiind cu mine. Eu nu știam cum să reacționez atunci, ce să fac. Sororile medicale mă linișteau pe mine pentru că eu dacă începeam să plâng, mă zdruncinam toată și atunci era pericol pentru copilul care era sub inima mea, bătea sub inima mea, acea inimioară. Erau într-un șoc, dar un șoc atât de mare în care sora mea mă suna și zice Conectează-te, rog frumos, Skype-ul, eu vreau să vorbesc cu mama. Pentru că asta a făcut toată săptămâna. Și eu eram pusă în situații de a inventa că este proastă conexiunea, pentru că ea era în aeroport să vină în Moldova la ziua mamei, să o vadă. Nimeni nu-și imagina că lucrurile stau atât de prost. Ori eu am fost cea care am avut foarte mult optimism până în ultima clipă. Deci tu credeai că ei se poate face bine. Da, eu credeam în miracole. Mai ales văzând-o pe ea, atât de fericită după ce i s-a extirpat sânul. Deci eu, chiar dacă medicii ziceau nu, eu credeam că da, e posibil. Pentru că eu am trăit o dezamăgire verbală din gura medicilor în privința lui Damian. Și atunci eu am zis, totul este posibil. Nimeni nu poate pune mie niște limite să nu cred că mama mea se poate face bine. Da, minunile se pot produce. Și eu pur și simplu am mers la mănăstire, am stat toată ziua cu ea pe 31, am mers la mănăstire, și n-am reușit să ajung la mănăstire Și pe mine m-a telefonat verișoara uh, mea Și mi-a zis că mama a plecat Aveai regrete atunci? Te învinovățai pe tine? Că nu ai insistat? Uh, Ele au venit după Eu am fost într-un șoc Emoțional foarte mare Pentru că pe data de 1 august Atunci când mama ar fi trebuit să împlinească 55 de ani noi ne-am pomenit cu o grada plină de colegi de la grătiniță care au venit să o pe doamna Zinaida. Și tu îi anunți că noi duminică o înmormântăm. Eu eram într-un șoc. Eu nu pot să zic că eu gândeam în acel moment. Mama era cu mine încă. Și este. Dar au apărut. După, după, mormântare, după ce au plecat rudele, după ce am ajuns eu în casă, au fost momente în care eu am zis... Știi, atunci a fost, cred că, momentul în care eu am putut să dau liber emoțiilor cu adevărat. Și să mă întrebă, Doamne, dar de ce eu n-am insistat mai mult? Eu doar am, ar să de-acum De ce eu nu am fost mai prezent în deciziile ei? Eu sufeream foarte mult pentru că Damian a fost crescută de mama. Deci Damian a fost copilul... Uh, care s-a bucurat de bunica educatoare. Și atunci el este foarte atașat de, de, mama, de bunica lui. Și în momentul în care el vine de la grădiniță și zice Mama, azi am visat-o pe bunica la amiază și n-am putut dormi. Copil de șase ani. Ce să fac? Eu niciodată nu am ascuns moartea bunicăi. Hai să o vezi, bunica este la cimitir, uite aici este îngropată, este proces din viață. Bunica este înger acum. Damian, eu știu că este dureros pentru tine ca și bunică, pentru mine ca și mamă. Pentru Patricia, pe care nici n-a cunoscut-o măcar. Pentru bunica, în general, eu cred că la fel a fost dureros, pentru că ea conștient, știi, în cancer se deconectează lucrurile dacă tu chiar auzi și vezi, dar tu nu mai poți vorbi. Ți închide sunetul cineva. Și asta cred că este foarte dureros în care tu ai vrea parcă să fii DJ-ul care reglezi sunetul, dar nu mai poți. Tu îi vezi pe ai tăi în jurul tău că ei stau și ar vrea să-ți mai spună ceva, dar tu nu le poți da un răspuns. Și eu m-am uh, învinovățit o perioadă, dar nu, nu făcea bine. Eu fiind însărcinat, mă trezeam în somn, plângând, suspinând. Înțelegeam că eu, de fapt, transmit emoția asta copilului meu și eu trebuie să fac ceva și eu vreau să fac ceva. Eu nici nu știu pentru cine a fost mai greu, pentru mine sau pentru sora mea, care a doua zi după mormântare a plecat, pentru că era biletul, ca să o viziteze pe mama repede de ziua ei. Și ea nici nu a apucat să simtă sau să plângă pe umărul meu sau eu pe umărul ei. Ei și au trecut șase luni, eu recunosc că eu toată sarcina am fost tensionată cu emoția asta, Doamne să mă văd ieșită din uh, procesul de naștere trează, sănătoasă, să mă văd cu un copil sănătos în mână. Și a fost foarte dureros atunci când asistentele la naștere m-au întrebat, da bunica, Bunel, când vin să vadă nepoțica? Știu, înțelegi că omul nu are de unde să știe că tu ți-ai pierdut mama jumătate de an urmă. Dar el este. Am avut parte de niște asistente foarte aproape de durerea și de emoțiile mele atunci când am născut-o pe Patricia. Dar cel mai important ce m-a ajutat pe mine a fost că eu nu am refuzat să cer ajutor. Știi, eu am înțeles într-un moment că oamenii sunt alături de tine la durere. Ei au fost, la mormântarea mamei au fost foarte mulți oameni, au citit poezii atunci când noi am petrecut-o și au amintit cu bucurie când doamna Zinaida cânta la masă la petrecere. Deci lucruri frumoase. Dar eu am înțeles, dar de ce nu le spun oamenii când sunt în viață? Ca ei să le audă. De ce? Și de ce? Tu ai răspuns la această întrebare. De obicei așa se întâmplă. În momentul în care persoana decedează, toți vin cu laude că a fost o persoană extraordinară. Dar în timpul vieții așa e specific moldovenilor? Suntem scumpi la laude și vorbe frumoase? Sau... Se schimbă ceva în momentul în care simți că acest om nu mai este și nu va mai fi niciodată Nu cred că suntem scump, mai degrabă că suntem uh, uh, limitați sau ne gândim că Ei, mă lingușesc dacă îi fac un compliment sau ei vreau să obțin să profit ceva Ei, nu e tocmai așa Gândește-te dacă eu ți-aș spune ție acum că îmi place cum arăți Sau zâmbetul tău mă inspiră pe mine, îmi descrățește mie fruntea atunci cu siguranță mi-ar plăcea și mie să aud într-un moment potrivit sau la un moment dat acest lucru. Și asta a fost o altă lecție pe care eu am învățat-o. Dar scăpați odată de niște lucruri că așa trebuie, dar faceți odată ceea ce vreți și simțiți. Transmiteți emoțiile oamenilor că s-ar putea mâine să fie prea târziu. Eu sunt de acord cu tine la capitolul ăsta și tare mult sper ca oamenii la noi să fie un pic, un pic mai... Um binevoitor, binevoitor cu cei din jur. Dar vreau să întreb un lucru despre toată această experiență pe care ai trăit-o tu. De ce în Republica Moldova se consideră că dacă ai cancer, atunci este o sentință? Eu cred că noi nu suntem destul de educați în a comunica eficient și aproape cu oamenii, chiar dacă omul are o sentință sau chiar dacă boala nu poate fi vindecată. Noi nu avem încă destul de mult cultura asta dezvoltată, deși eu ulterior am întâlnit medici extraordinari. Pe de altă parte, Dorin, eu am întâlnit același medic fiind cotat ca un specialist bun în care el într-o instituție privată are o atitudine și într-o instituție publică total altă atitudine. Și eu nu puteam explica. Asta? Dar explice asta. Primiți mai mulți eu, eu am, bani într-o parte? Eu am îndrăznit și am, am reproșat. Spuneți-mi, vă rog, dar eu vin aici, la dumneavoastră, să plătesc pentru ce? Pentru că eu am ajuns la doamna în, 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 în cauză, într-o instituție privată și ea avea o altă atitudine, și a doua zi ea probabil nu mă ține minte printre zecile de pacienți care vin, eu m-am dus la o instituție de stat la care ea de dimineață avea program. Și atunci, total diferită a fost. Și mie mi-era foarte milă că sunt oameni veniți din sate, oameni care sunt mai bolnavi decât sistemul și care stau cu orele acolo în șir și vor o speranță. Dar care e soluția ca să avem parte de o atitudine... Uh sănătoasă din partea specialistului. Să muncim, Dorin, să muncim asupra noastră, să ne dezvoltăm niște abilități, și să încetăm da, dar să ne să reeducăm care este procedura, ce trebuie să facem noi ca societate, ca cetățeni, să... pentru că dacă nu ai bani, atitudinea este într-un fel, dacă ai bani, e cu totul alt fel și în aceeași instituție publică, nu doar la privat. Deci dacă tu blași câteva sute de lei sau câteva mii de lei medicului și asistentelor medicale, vei fi tratat fel în comparație cu cineva care stă uh, la un metru de tine. Și asta mi se pare anormal. Să nu tolerăm, sistem. să nu tolerăm și să vociferăm lucrurile. Păi tu de ce n-ai vorbit atunci, când era atitudinea față de tine atât de urât? Am vorbit unde s-a putut de vorbit. Am vorbit în cercul meu de prieteni, am plâns, am râs, am urlat, am bătut la ușă atunci când a fost cazul. I-am reproșat medicului care își bătea capul cât plătesc eu pentru o ședință la medic, o consultație 60 de euro și nu 60 de lei. L-am întrebat, ce vă oprește atunci să mergeți să lucrați cu 60 de euro? Eu plătesc atâta cât mi se cere mie. Eu nu am tolerat și nu am plecat capul, chiar dacă aveam în brațe un copil care încă nu mergea la vârsta copiilor care alergau deja prin nespieră. Dacă mama ta ar fi fost în Irlanda, în sistemul medical de acolo, iar fi fost în viață acum? Chiar dacă ajungea să nu fie în viață, uh, poate că murea mai împlinită. Nu atât de zbuciumată Din și, tot dezamăgită de și dezamăgită Și dezamăgită Dezamăgită total știi? Eu cred că ea s-a zbuciumat foarte mult Între cei ce a dat ea toată viața Și tu nu aștepți neapărat de la oamenii Cărora le dai să vină acel lucru Tu știi că undeva Cândva va veni Acea atitudine, acel măr Acea butelie cu apă Sau orice și când ea primea altceva decât au oferit 55 de ani. Cred că asta este o dezamăgire totală. Și atât noi de aici ar trebui să învățăm. Cel puțin să transmitem asta copiilor noștri altfel. Dar mai este încă o componentă importantă în tot, în tot acest proces prin care ai trecut tu e extrem de dificil această trage, tragedie. E important să ai pe cineva alături care te susține și tu îl aveai pe Eugen. Uh, al doilea tău, tău, soț cu care între timp te-ai căsătorit. Era într-o seară de vară în care eu am fost invitată la o cină a unor prieteni comuni și eu ce am păiat cu minte și căuta de treabă și el acolo și eu fetița <laughs> cu o în păr și cu Damian după mine am așezat la cină să savurăm. Și eu în acel moment am sesizat că un bărbat străin pe care îl văd prima dată. S-a apropiat de Damian și îl întreabă ce-i place, cu ce-i place să se joace. Deci au creat un raport și au început să interacționeze. Și am zis, ok, uite ce de fain. Eu pot să mănânc liniștită și Damian este într-o conversație. Și atât a fost. După asta noi am început uh, să ieșim la cine, uh, să ne mai cunoaștem, dar ce m-a frapat pe mine uh, foarte mult a fost faptul că înainte să mă cucerească pe mine, eu gen l-a cucerit pe Damian. Ei au creat o relație. El era cel care se interesa de pasiunile lui Damian, cobora la nivelul lui, se tăvăleau, se jucau, mergeau la grădina zoologică. Și pentru mine asta a contat foarte mult. Într-o relație, pentru că e foarte important cum se simte copilul tău, cât de armonios este, ce poate învăța de acolo, ce poate lua. Și asta cred că a fost unul dintre lucrurile care m-au cucerit și pe mine. Larisa, eu am o rubrică Aurelius și am aici un vin de la partenerii interviurilor fără protocol, cei de la Aurelius evident, un Brut Rosé, ediție limitată. Sper că îți place. Rozeo la doar. Așa. Și te provoc, evident, pentru ca să îi dau acest vin, vreau ca să-ți amintești cele mai frumoase momente pe care le-ai petrecut uh, alături de soțul tău până a deveni soț și soție. Și ceea ce te-a convins să accepti să fii soția lui și să-l accepti alături de copilul tău. Două, trei momente Nu știu dacă el este romantic Sau dacă tu ești o fire romantic um, Știi uh, Nu știu dacă romantismul A contat foarte mult Și contează în relația noastră Eugen este uh, bărbatul Care poate cumpăra 101 la lele Odată la șapte ani <laughs> <laughs> Și atunci datorită <laughs> antreprenorilor care livrează și care <laughs> i-au permis lui să facă un click și să le livreze este bărbatul care nu ține minte când ne-am căsătorit și care a fost data dar este omul care a dat dovadă de înțelepciune și a zis uh, eu sunt ok uh, dacă Damian va considera să-mi zică pur și simplu eugen pentru că eu nu vreau să impun nimănui nimic, eu vreau să-i dau lui altceva decât cuvântul tată. Pentru că poate să sune tata și să nu fie nici partenerul și nici copilul fericit. Și asta pe mine m-a cucerit foarte mult. Plus, uh, uh, flexibilitatea lui. Eu sunt o femeie foarte uh, spontană. El este un bărbat foarte diplomat. El niciodată nu zice nu, dar el are un da a lui aparte care stinge focul din mine atunci când e spontanitatea în casă. Și el zice da, femeie, sigur că facem. Dar, și după acest dar, poate continua niște lucruri în care eu, foarte calm, pot să le analizez. Și cred aceste momente te-au cucerit. Aceste momente. Foarte frumos, anume în momentul ăsta cu faptul de a nu insista să-i se spune tată, dar el să se simtă bine. Este foarte frumos. Acest brut roze este pentru tine. Sper să-ți placă. că îl ciocnești cu el. Neapărat faci o poză. Mulțumesc tare mult. Larisa, la toată povestea ta de viață um, cu siguranță trebuia să fie și o parte în care tu îți poți da din experiența ta. Eu cred că o parte dintre cei care urmăresc acest interviu știu că tu ești cea care putem spune că ai adus o noțiune nouă în Republica Moldova, o profesie nouă de coach, tu faci coaching și vorbești despre viață, și vii cu sfaturi pentru antreprenori sau nu sfaturi, dar asculți mm -hmm. antreprenorii care au anumite probleme și uh, îi ajuți să găsească soluții. Cum ai decis să faci acest lucru? Este o chestie despre care în Republica Moldova se știa foarte puțin până când tu ai început să popularizezi uh, această meserie. E un moment în care am învățat foarte multe lecții de la viața asta, cu pierderi, cu urcușuri, cu coborâșuri, dar una marcantă a fost cea când am pierdut-o pe mama. E o perioadă lungă, după cum am menționat, mi-am adus foarte multe învinuiri. Și eu, la un moment dat, am înțeles eu nu pot fi o mamă dezechilibrată, să plâng, să văd doar negru în ochii mei, ce le dau eu copiilor mei și ce îmi dau eu inițial mie, ca să pot să dai cuiva, trebuie să fii tu întreagă, să ai pace cu tine, echilibrată. Ce fac eu mai departe? Și atunci, la recomandarea unei prieteni de-a mele, eu am apelat la un coach din România. Pă, nici nu știam ce e asta. Noțiunea mi-a fost adusă așa. Este o persoană care este certificată ca și coach și ea o să te ghideze să depășești momentele astea grele și toate fricile și învenuirile pe care le ai tu ca să ai o claritate asupra vieții tale. Ce vrei să faci și când vrei să faci. Acum să precizăm. Care este diferența dintre coach și psiholog? Coachul este antrenorul care te ghidează ce să faci din lucrurile pe care tu le deții și din visele pe care le ai. Psihologul și coachul, atenție, se axează foarte mult pe prezent. Cine ești tu acum? Dar cine vrei tu să ajungi, construind viitorul tău? Psihologul însă este persoana care poate să-ți ofere și sfaturi și recomandări pe când coachul nu. Psihologul este persoana care poate să pa și trata trecutul tău. Coachul niciodată nu se scufunde în trecut, pentru că trecutul nu poate fi influențat. Pe noi ne interesează prezentul. Pe mine de asta m-a ajutat foarte mult ședințele de coaching, pentru că eu am vrut să scap de acele învinuiri pe care mi le-am adus. Eu eram foarte conștientă, pe de o parte, că eu nu pot întoarce pe mama înapoi, dar eu o pot face pe mama să fie mândră de mine și să mă vadă zâmbind, sănătoasă. Cum te-a ajutat coachul din România? Uh, m-a ghidat spre ceea ce vreau eu să fac și m-a scos din nămolul în care eu mă înnecam. Mi-a zis, ok, alege. Ce este important pentru tine în acest moment? Au fost ședințe de coaching. Eu vreo 5-6 luni am lucrat. Undeva una-două pe lună. Da? Pentru că era un proces de schimbare tu înțelegi foarte bine că te deschizi unui om și tu înțelegi foarte bine că stabilești un raport. Confidențialitatea, apropo, este un lucru must, apreciat. Ok, acel om nu-ți recomandă, chiar dacă eu mai aveam tendința să-l întreb, dar dumneavoastră cum credeți? Dar ce mi-ați recomanda? Ei, pentru că așa am fost obișnuită să întreb vecinul, soacra, sora, învățătoarea și după asta să le învinuiesc, nu? Dar tu mi-ai zis așa și eu am făcut și n-a ieșit așa cum am vrut. Ei, nu. Coachul este persoana care o să te asculte, o să aplici tehnicile învățate în proces, întrebările. Forța întrebărilor, Dorin, este extraordinară. O întrebare deschisă, clar alcătuită și adresată poate scoate niște lucruri foarte valoroase și din tine. tu singur ajungi la anumite concluzii. Absolut. Tu vă niște lucruri care în cameră tu cu tine însuți nu ai curajul să -ți le adresezi. Hmm, cine face self-coaching? Cine are curajul să recunoască? Da, am greșit. Se întâmplă, dar vreau să învăț ceva de aici. Ajută-mă să înțeleg ce este greșit. Ce fac mai puțin plăcut pentru mine? Ajută-mă. Foarte puțin. Dar eu vreau foarte mult cu ajutorul acestei industrie și acestor instrumente să schimbăm lucrurile. Acum, pentru tine a urmat ceva mai complex decât pur și simplu ședințe de coaching jumătate de an sau ședințe cu un coach. Tu ai absolvit școala de coaching Noble Manhattan din Marea Britanie. Exact. Spune mi ce constă asta. A fost online sau ai fost fizic acolo? Cât de mult durează cursurile la această școală? Eu un momentul în care am simțit că mie mi-a făcut bine procesul ăsta de dezvoltare personală și de claritate și eu înțeleg ce vreau la nivel personal și la nivel de carieră să fac mai departe, pentru că eu vin cu o experiență din resurse umane. M-am pus la Consiliul Familiei cu soțul meu și am zis, dragul meu, vreau să fac ceva și acel ceva poartă numele de coaching. Și la început mi-a plăcut cuvântul, după care am înțeles ce este, pentru că urmasem deja ședințele de coaching și am apelat, am abordat mai multe școli am ales ce este mai bine pentru mine, pentru că fetița mea era mică atunci și atunci perioada asta de a învăța și online, dar a călători în, anumite momente, pentru cursul asta include, a fost una care a zis super, uite eu o să combin, eu atâta timp cât alaptez. Fac studiile online, nu sunt legată de o oră de curs, dar după când este preconizat acel training, o să merg în Antalya, și asta pentru mine a venit ca o gură de aer, de inspirație. Evident, soțul meu m-a întrebat cât asta costă. <laughs> și eu am zis, ce mai contează atât timp cât o să fie lumină și pace. Și eu am ales să-mi vând mașina atunci. Și să conducem o mașină în familie, pentru că eu am simțit că vreau o schimbare sănătoasă. Deci costă scump, înțeleg. Sunt prețuri internaționale, da, școala are uh, nivelul 1 master. Cursul pe care l-am făcut eu, diploma în coaching, are nivelul unui master. Și care este costul total al cursului? Bine, variază pentru că oferta se personalizează, dar de câteva mii de euro. Cât a durat? 18 luni. Tu ai posibilitatea să îngheți din anumite motive dacă vrei un fel de academ cum ne luăm noi aici în Republica Moldova, 18 luni în care tu interacționezi cu o comunitate internațională, în care tu descoperi povestea altor oameni, dar tu din ce motiv ai ajuns la coaching? Dar care e povestea ta? Și este atât de diferit în care tu înveți să nu mai presupui, dar lasă n presupunerile presupunerea celea și întreabă-l pe om. Ce l-a făcut pe el? Dar ce-l faci pe el fericit cu adevărat? În care tu înțelegi că dacă ai nivelul de încredere în sine scăzut, și dacă nu soliciți ajutor și nu faci nimic azi acum pentru tine, o să mori Eu o să vreau să luăm punctual, iată câteva aspecte de care te ocupi tu în cadrul ședinților Deci tu ești acum coach cu acte în regulă Și Eu plus sunt... la asta tu ești și director regional în Republica Moldova Al școlii de coaching Noble Manhattan din Marea Britanie Ce înseamnă asta? Ai multe responsabilități sau pur și simplu uh, sună bine? Ea a sunat bine înainte de eu să-mi asum această responsabilitate, pentru că fondatorul școlii a zis, eu am fost prima studentă din Republica Moldova. Eu le zic fetelor care sunt înscrise acum la curs, sunteți niște norocoase că mă puteți întreba. Eu atunci cu un set de presupuneri mă gândeam, da să-mi întreb colegii din România, da ce o să creadă despre mine, da, dă da, să mai răsfăiesc, poate găsesc răspunsul. Ei nu, în coaching nu există presupunere. Dacă tu vrei să fii un coach de succes, atunci elimină orice presupunere, cât de mică nu ar fi și întreabă. Și în momentul în care eu am devenit prima studentă din Republica Moldova, după o perioadă, um, Echipa s-a gândit că aș putea să fiu uh, reprezentantul școlii în Republica Moldova și eu doar mi-am asumat responsabilitatea după ce am zis ok, lăsați-mă să trec peste curs, să văd cum este, să simt și după să fiu un ambasador al școlii în țara în care eu am uh, hotărât să revin și să fiu utilă societății. Tu acum faci ședințe de coaching, Da. Eu cine ocup... poate apela la uh, asemenea ședințe? Um, fac inclusiv pentru că mi-am luat certificarea pentru adolescenți și copii, coaching. De cele mai multe ori, în acest moment apelează femeile cu vârsta 25-50 de ani din anumite motive, pentru că un coach poate lucra pe toate segmentele vieții, că sunt relații personale, că e reinventare în carieră, că vrei să slăbești, că vrei să te apuci de sport, că e viața de familie. Deci sunt mai multe direcții. Absolut. Care este direcția ta? Sau... Deci un coach poate lucra. Atunci când faci studiile la școală, tu înveți instrumentele și tehnicile aplicabile în orice domeniu. Și atunci provocările oamenilor sunt diferite. Deci nu există o specializare. Nu. Tu poți să te nișezi ulterior dacă ai o expertiză. Nu știu, vii din HR și ești HR coach sau vii din IT și vrei să fii pentru echipa ta un coach, un coach da? să abordezi stilul manager al coaching. Să nu mai fii cel care dictează, dar să-l provoci și să-i valorifici părerea colegului tău întrebându-l ce ai putea să faci diferit sau cum putem să facem asta împreună. Cum au loc ședințele? 98% online, cele individuale, cele de grup, de cele mai multe ori fizic, pentru că atunci se simte energia grupului. Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin oamenii la tine? Ah, iată, în pandemie s-a confirmat că este încrederea în sine și lipsa curajului. Adică nu au încredere în sine și vor să și-o dobândească sau o redobândească? Vor să și-o crească. Identifică care este nivelul. De cel mai multe ori este unul scăzut sub cifra 7. Și atunci vin și zic, uite, simt că aș putea să fac mai multe, dar n-am încredere n-am încredere ce pot să fac și atunci se, înceap, se începe a lucra cu clientul și a identifica sau mai e și altul, omul vine și zice n-am curaj, dar ce înseamnă pentru tine curaj? Iată, ce reprezintă pentru tine curajul? Dacă mă simt lăudată, dacă mă simt validată, iată, eu atunci prind la curaj, dar cât e de important asta? Și atunci tu înțelegi că din răspuns omul înțelege că nu e important pentru el, dar e important pentru cei din jurul lui care dictează cum să trăiască. Și el e cumva uh, cu ochelari negri, întunecat, și nu înțelege ce e important pentru el. Eu vreau să ofer un exemplu. Cum ai reușit cuiva să-i uh, sau să-l ajuți să-și mărească încrederea în sine? Uh, uite, cel mai recent a fost uh, în momentul în care m-a sunat o doamnă și a zis: Eu simt că încrederea mea. Este una falsă, ea nu este autentică, eu nu mă simt destul de plină, eu nu am un nivel de stimă de sine. Ok, ce te faci să crezi asta? Și ea mi-a zis că ea trăiește foarte mult cu online-ul și cu gașca în care se află, să arate bine pe poze. Iar atunci când intră în casă, este total căzută la pământ și nu are încredere în ea că dacă ar ieși acum, pe ușă s-ar simți la fel de împlinită, cum arată pozele. Și atunci înțelegi că omul este pierdut emoțional, el nu are încredere în lucrurile așa cum sunt pe corpul lui, cum arată, nu se acceptă. Ba mai mult, până ajungi la încredere în sine, sunt un set de alte detalii care te fac pe tine să înțelegi care gradul pe care îl poți duce și ce te faci pe tine să crezi în tine mai mult decât validarea celor externi. Să te ierți. Să te ierți pe tine. Doar când te ierți pe tine, poți să ierți și pe ceilalți, să accepti, să accepti așa cum sunt ei. Pe noi nimeni nu ne impune să-i acceptăm și să stăm la cafea cu toți din jurul nostru. acceptă -i, respectă -i și caută-ți lucrurile tale. Sunt exerciții speciale pentru încrederea în sine care de cele mai multe ori sunt combinate cu ședințele de coaching. Și oamenii au temă pentru acasă. Și atunci, feedback-ul din acel exercițiu, pe care tot el îl vociferează cu răspunsul pe care îl dă, îi scot în evidență niște lucruri, niște subiecte la care ulterior iar se lucrează. Așez puzzle-ul. De cele mai multe ori vin oamenii și zic, eu nu am încredere și curaj să mă ridic și să zic, Uite, eu știu soluția la acest detaliu într-o echipă. De ce? Pentru că nu am abilități bune de comunicare, iar colegul meu nu cunoaște tehnica atâta cât cunosc eu, dar el vorbește mult. Dar de unde se trage la tine acest lucru? Eu în școală întotdeauna am stat în ultima bancă, pentru că am fost înaltă. Și foarte puțin mi s-a oferit dreptul la părere. Și atunci când eu vroiam să spun ceva, îmi ziceau, hai taci tu că la ascult pe celălalt. Și același lucru am simțit și în familie. Și uite, strag niște lucruri, de fapt, care tu înțelegi că ea trebuie să facă ordine în relația cu părinții, ulterior în relația cu ea, să ierte și să alimenteze doza asta de încredere în sine ca să meargă mai departe. Sunt în, în lanț niște lucruri, dar e un proces de dezvoltare personală până la urmă, cu un impact în dezvoltarea profesională. Cum îi ajuți pe cei care vin și spun că au probleme în comunicarea sau relaționarea cu copiii? Vorbesc despre părinți. Da, la fel ședințele de coaching combinate cu exerciții cu tehnici, dar de cele mai multe ori părinții care vin și zic vreau să fiu mai bună în relația cu copiii mei și argumentul cel mai des întâlnit este vreau să fiu mai bună decât au fost părinții mei cu mine pentru că eu înțeleg unde ei au greșit și nu îi învinuiesc în toate cazurile. Da? Oamenii accept, înțeleg că ăsta a fost sistemul, dar conștient și eu mă bucur foarte mult că realizează că vor să nu mai transmit acele credințe și tipare în educația pe care uh, o au cu copiilor și atunci părinții aleg să facă un curs de coaching, un certificat, cel puțin că ăsta este uh, un minim, să-și dezvolte niște abilități de la comunicare, stabilire, raport, încredere în sine, în valori. Deci valorile sunt niște lucruri pe care noi nu am fost învățați să facem un test de valori, dar care sunt foarte importante și de la ele se ramifică cumva rezultatele pe care, sau acțiunile pe care le facem noi. Și vin părinții și spun că am reușit să stabilesc o relație cu copilul meu. Asta se vede în timp, știi? Iată, vin părinții și zic, știi, eu ieri nu am mai reacționat așa la lucrurile pe care urlam altă dată când le făceam. Sau un exemplu dorin cel mai des întâlnit. Nu murdări rochea asta, nu te așeza în pieră că ți-am cumpărat o nouă. Și vine și zice, eu nu mă pot abține de la acest lucru, pentru că ea nu înțelege că murdărește rochea. Corect, pentru că ea vrea să se bucure și de acele pete pe roche Vrea să-și dezvolte poate niște lucruri. Educă-te tu în a aborda acest lucru. În relația cu copilul tău și atunci părinții Înțeleg conștient Că dacă nu întreprind ceva Evident că eu mi-aș dori Mai mulți părinți, mai mulți profesori Mai mulți oameni, mai multe Partenere și parteneri, mai mulți Manageri și deputați Să-și dezvolte niște abilități Care uh, Au un minim în dezvoltarea noastră personală Inclusiv să includ asta în curicula Școlară, pentru că asta face foarte bine Noi trăim în societatea În care bullying-ul face ravagii prin instituții, din în care, păcate. din păcate, exact. Se adresează cineva cu probleme de cuplu, iată, nu știu, femei care au fost înșelate, bărbați care au fost infideli și au conștientizat greșeala. Ce întrebări adresez în asemenea situații? Se adresează oameni care vor o schimbare și atunci natura schimbării sau schimbărilor este diferită. Cineva că. Nu are curajul să iasă dintr-o relație toxică. Cineva că primește flori, dar e seacă și ruginită în interior și stă pentru copii. Dar ce înseamnă de fapt să stai pentru copii, dacă vorbim de situațiile astea în care provocările în cuplu apar? Cineva în care uh, nu se regăsește în țara în care trăiește? Deci lucruri și subiecte sunt diferite, dar cel mai mult în perioada pandemică au fost provocările emoționale pe care le au oamenii. Lucru acasă, online, copii, orele de acasă, tu ești mamă, părinte, femeie și ai nevoie de spațiu tău și ce faci, cum faci. Revenind la probleme de cuplu, care sunt cele mai frecvente pe care ne le menționează, cum îi numești, clienți, pacienți? Clienți, clienți. Deci, um, de cele mai multe ori femeile vor să-și deschidă o afacere și să-și scoată la iveală pasiunea pe care o au dosită și nebușită din copilărie și partenerul de alături nu le susțin. Da, iar știți pare ce ți trebuie, stai acolo unde stai, ai un salariu stabil, lucrezi de la o oră până la o oră, ești ok, mulțumit, ai un acoperiș, stai acolo și se nebușe cumva și ea vrea să schimbe, nu partenerul, dar <laughs> lucrurile și să se schimbe ea. Dacă vorbim de, de, de cuplu, ce la abilităților în care oamenii ajung și zic, uite, eu am o poziție, eu am o echipă, dar eu simt că îmi scapă lucrurile de peste de, de control, eu vreau să fac ceva. Eu simt că nu mai sunt bună în comunicare. De ce? Pentru că vin generații mai tinere și ei nu mai sunt cei nici care am fost noi tragedii, oameni care au trecut prin tragedii similare. Se adresează la tine, mame de înger. Am avut cliente mame de înger, mame de copii care au pierdut copii și mame cu copii cu dizabilități. care în acel moment trecea și printr-un divorț. Primul copil fiind cu dizabilități și al doilea copil unul sănătos, ea fiind în proces de divorț. Gata, murea, murea emoțional, nu mai vedea nimic, era stinsă femeia. Și după 8 luni, alături de ședințele de coaching, femeia a înviat. Care este istoria care te-a marcat cel mai mult din experiența ta de coach? Uite, cea mai proaspătă este asta în care uh, femeia este într-o relație cu băia bărbatul, sunt căsătoriți arată perfect în uh, vizorul oamenilor, lucruri scumpe, flori, dar este uh, agresată și verbal și fizic. Și uh, a răbdat până în, într-un moment în care a înțeles că copiii nu sunt împliniți de ceea ce aici face tata și nici de faptul cum abordează mama această situație, indiferent a cui este vina și din ce motive se, se iscă conflictele. Dar fraza pe care mi-a spus-o ea a fost în felul următor, știi? Eu am ajuns la tine la recomandarea unei prietene, dar am înțeles că nu este ok să-ți ascunzi vânătăile la terenul de joacă prea des. Pentru că oamenii înțeleg și eu înțeleg și nu poți să maschezi niște lucruri pentru că ele odată și odată vor izbucni. Azi, printr-o durere, mâine printr-o vânătaie, poi mâine printr-un lacrim, eu trebuie să rezolv ceva. Și eu vreau să rezolv asta acum. Și uite, lucrul ăsta este uh, o istorie plină de inspirație. Și la ce concluzie a ajuns? Noi încă lucrăm, dar cel puțin schimbările deja au fost. Uh, Și-au luat o pauză unul de la celălalt ca să înțeleagă și să aducă claritate. Și partenerul ei lucrează cu un specialist și ea lucrează cu un coach și deja o să decidă fiecare ce este mai bine pentru ei ca și familie și pentru ei individual. Și pentru că tu faci coaching și pentru angajatori. Cum e să fii un angajator bun și să faci diferența foarte clară între un angajator, prieten și angajator. Simplu. Să-i asculți dorin. Să-i asculți să fii prezent, nu doar să-i auzi, dar să-i asculți, uite omul sau uh, angajatul sau colegul vine la tine și vrea să fii prezent să-l asculți. Um, dar nu este suficient să fie doar managerul sau antreprenorul cel care deține un set de abilități. Este foarte important ca el să le transmită mai departe, ca el să ofere posibilitate și oamenilor din echipă să înțeleagă. Ce Vrem să facem, unde vrem să ajungem. Eu am avut în pandemie companii care. Uh, antreprenori care au zis, noi simțim că uh, oamenii noștri nu mai sunt atât de productivi, ce ce este firesc, dar sunt epuizați emoțional. Și atunci au apelat la serviciile unui coach pentru echipă. Și pe perioada X, oamenii puteau apela la serviciile unui coach, mă rezervau cum ar veni și se întâlneau periodic în discuții. Asta pentru a veni cu un fel de respiro și a da randament în echipă. Ceea ce aici mi se pare un lucru foarte sănătos. Deci, antreprenorul nu s-a gândit doar la el, el s-a gândit la emoțiile și gândurile oamenilor din echipă. Timpul tratează rănile. Le iartă. Tu ești invidioasă? Nu. ce i face pe oameni invidioși? Lipsa curajului de a face și ei. Cei ce invidează la alții. A ierta infidelitatea? Nu. De ce oamenii înșală? Nu au curaj să ceară. Mai mult de la relația pe care o au. Există Dumnezeu? Există o forță pentru fiecare, numită individual: că e Dumnezeu, că e Univers, că e putere, că e Înger, că e. Dar există pentru mine. Ce ne așteaptă după moarte? O altă viață. Crezi? Da. O întâlnire cu cei care au plecat înaintea noastră. Și ce contează cu adevărat în viață, Larisa? Să faci ce vrei, acum, aici, să-ți îmbrățișezi oamenii dragi, să le spui ce ce gândești și să le spui cât contează că i-ai alături.